Așa cum v-am obișnuit, suntem la conferința noastră săptămânală de presă, filiala Timiș a Partidului Alianța pentru Unirea Românilor. Îmi revine atât bucuria, cât și plăcerea, dar mai ales onoarea, să avem astăzi alături de noi pe unul dintre candidații la Parlamentul European, la alegerile din 9 iunie, un creștin practicant, un român care a activat mai bine de 30 de ani în Statele Unite ale Americii și s-a bătut pentru drepturi și libertăți. Nu cred că mai are nevoie de nici o prezentare, domnul Peter Costea. Domnule Costea, vă rog. Mulțumesc foarte mult, Doamne ajută! Dragi timișoreni și dragi bănățeni, este o plăcere deosebită pentru mine să mă aflu în Timișoara astăzi. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru că m-ați sprijinit la europarlamentare deja de 2 ori. După cum majoritatea dintre dumneavoastră știți, eu am candidat la europarlamentare ca independent în 2014 și din nou am candidat la europarlamentare ca independent în anul 2019. Vreau să mulțumesc pentru semnăturile care mi le-ați dat în sprijinul candidaturii mele atunci și mai ales voturile multe care mi le-ați dat. Dacă mă amintesc eu bine, mi-ați dat undeva în jur de 9.000 de semnături în 2019, în luna mai. Un număr destul de frumos de semnături care dovedește faptul că ați avut atunci încredere în mine și ca atare mi-ați dat aceste voturi frumoase. Vreau să vă spun că nu m-am schimbat din 2019 până în ziua de astăzi, iar obiectivele care le-am promovat la europarlamentarele din 2019 le promovez, aceleași idealuri și de data aceasta la candidatura mea la europarlamentare. Sunt un om, așa cum spunea colegul meu mai dinainte, o persoană care prețuiește foarte mult valorile creștine, valorile tradiționale, valorile morale, iar platforma mea europarlamentară acum 5 ani a fost promovarea valorilor în spațiul public și în spațiul european, în Parlamentul European. Motoul campaniei mele electorale în 2019 a fost Renașterea Europei, prin care înțelegeam și promovam noțiunea de renaștere a Europei prin valori creștine. Valorile creștine sunt foarte importante, familia este foarte importantă și știu că aici în Banat românii sunt foarte, foarte mult atașați de valorile creștine, valorile tradiționale. Ca dovadă, peste tot în Banat, unde ajungem și în Timișoara, vedem biserici, peste tot comunități creștine care se dezvoltă și cresc și aduc un sentiment plăcut acestui oraș extraordinar care este Timișoara. Deci vă rog să ne sprijiniți din nou în acest context la europarlamentare, unde, așa cum am promis acum câteva minute, vom continua să promovăm valorile fundamentale pe care a fost clădită Europa. Candidez de data aceasta nu ca independent, ci candidez pe listele europarlamentare AUR, dar candidez din partea Partidului Alianța Renașterea Națională, pe care l-am fondat cu mai mulți ani în urmă. Ca urmare a unui protocol de cooperare, de colaborare la alegerile din anul 2024, care l-am făcut cu Partidul AUR, suntem aici astăzi în Timișoara să sprijinim de asemenea pe candidații care vor vorbi în câteva minute la primăria orașului și de asemenea la președinția Consiliului Județean, oameni pe care am întâlnit mai devreme astăzi. M-am informat dinainte privind caracterul dânșilor, privind de asemenea educația dânșilor și ceea ce dânșii au făcut în trecut, adică performanța la nivel profesional și mai departe, și am ajuns la convingerea că sunt oameni extraordinari care cred că vor merita voturile dumneavoastră pe 9 iunie anul acesta. Cam atât pentru moment din partea mea, sper să ajung din nou în Timișoara cât de curând la un alt eveniment, de fapt la un eveniment europarlamentar de campanie electorală și atunci sper să putem discuta mai multe lucruri despre mine și pozițiile mele privind alte aspecte fundamentale care au de a face cu România și Uniunea Europeană. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru invitația de a fi aici astăzi, a fost o onoare deosebită să vă întâlnesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vreau din nou să dăm mâna, să dovedim că suntem solidari în această bătălie formidabilă pentru România, dar și pentru sufletul Europei, pentru că România și Europa nu trăiesc doar cu pâine, cu ceea ce cumpărăm din magazine. Europa și România trăiesc de asemenea cu valori. Fără valori și fără, mai ales valorile creștine, Europa și nici România nu au un viitor pe care îl putem pregăti, un viitor pozitiv, un viitor bun pentru copiii noștri. Cam atât, din nou vă mulțumesc și dau microfonul domnului de la dreapta mea. Mulțumesc mult! Eu astăzi o să vorbesc despre o chestiune mai delicată, este legat despre spațiile cu altă destinație care sunt în administrarea și în proprietatea administrației locale. După cum știți, dumneavoastră, timișorenii, sunteți efectiv cocoșați, ca să nu găsesc alt cuvânt, de greutatea impozitelor și a taxelor pentru spațiile cu altă destinație pe care dumneavoastră le dețineți, pentru că aceste impozite pentru acest tip de spații din Timișoara s-au dublat în ultimul mandat care se află încă în desfășurare. Dar ca o comparație, în timp ce dumneavoastră sunteți supraimpozitați cu sume exorbitante, să știți că spațiile cu altă destinație ale municipiului Timișoara arată jalnic. Foarte mulți dintre cei care astăzi se erigează în mari iubitori ai Timișoarei habar n-au câte spații cu destinație sunt în Timișoara. Eu o să vă spun că sunt 309 de spații cu altă destinație, între care doar 60 sunt funcționale. Multe dintre ele nici măcar nu sunt conectate la rețeaua de apă, de electricitate, de gaz, nu sunt exploatate, ba mai mult, a fost o campanie agresivă de a scoate unele companii care își desfășurau activitatea în aceste spații cu altă destinație, așa cum a fost frizeriile din oraș, așa cum le știm pe frizeria de pe strada Vasile Alexandrii. Interesele sunt uriașe pentru că foarte multe din aceste spații sunt în zonele centrale ale orașului, dar să știți că arată jalnic. Este foarte important de știut, pentru că aceste spații ar fi putut să aducă fonduri importante la bugetul local. Dar ce să facem dacă acești oameni care acum vremelnic stăpânesc Timișoara nu simt nimic pentru acest oraș? Mulțumesc! Bună ziua, vă salut! Mulțumesc, domnule Costea, pentru cuvintele frumoase. Sentimentul este reciproc. Dragi timișeni, dragi timișoreni, vin înaintea noastră și abordez în primul rând un subiect de interes local, de interes județean și vreau să vă transmit pe această cale că principalul nostru obiectiv, principalul meu obiectiv în calitate de candidat pentru președinția Consiliului Județean Timiș este să vă pun pe dumneavoastră în centrul administrației, să deschidem ușile Palatului Administrativ pentru toți locuitorii acestui județ, să puteți fi o voce, să ne transmiteți și să putem să rezolvăm problemele cu care dumneavoastră vă confruntați în comunitățile în care locuiți. Acestea fiind spuse, o să abordez și două subiecte de interes național, și anume eticheta cu care contracandidații noștri și adversarii politici continuă să ne o atașeze, și anume faptul că suntem anti-europeni și eurosceptici, și aș vrea să vă transmit de aici, din Timișoara, că fără echivoc suntem pentru Uniunea Europeană, suntem pentru integrare, suntem însă pentru o Uniune Europeană cu o singură viteză, o Uniune Europeană în care toată lumea este pe aceeași treaptă, fără cetățeni de prim rang și cetățeni de rang inferior, fără drepturi pentru unii, drepturi mai multe pentru unii, mai puține pentru alții, pentru drepturi egale. Pentru asta am semnat tratatele care stau la baza Uniunii Europene, asta reglementează tratatele Uniunii Europene și asta ne dorim și noi. Vedeți subiectul Schengen, în care suntem tratați cum suntem tratați, nu vreau să intru în detalii tehnice pentru că nu vreau să virosesc timpul. Un alt subiect care mi este pe plac și pe care aș vrea să-l abordez, tot subiect național, se referă la subvențiile și situația agriculturii românești. În acest moment suntem într-o situație disperată, aș putea spune. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru ploile care au udat ogoarele noastre în ultimele 2 zile. Privim cu ușoară încredere spre viitor. În schimb, marea noastră durere o reprezintă subvențiile, subvențiile care la aproximativ 20 de ani de la integrarea în Uniunea Europeană continuă să fie printre cele mai mici la nivelul comunității europene. Partea de convergență la care s-au angajat partenerii noștri din Uniunea Europeană și guvernanții noștri continuă să lipsească. În continuare suntem vitregiți de sume importante, deși continuăm să ne luptăm și să intrăm într-o competiție pe aceeași piață, competiție în care frații noștri fermieri din țările vechi europene au până la 30, poate chiar 40% subvenții mai mari pe unitatea de suprafață pe hectar. Închei prin a vă aduce încă o dată la cunoștință faptul că Alianța pentru Unirea Românilor este 100% pentru Uniunea Europeană, pentru parcursul european al României, pentru integrarea României și pentru o colaborare cât mai strânsă și corectă cu instituțiile Uniunii Europene. Vă mulțumesc, numai bine! Mulțumesc, mulțumesc și eu colegilor mei. După cum vedeți, suntem un partid politic serios. Chiar dacă încearcă să ne eticheteze în fel și chip, suntem singurii care abordăm teme reale în această perioadă de precampanie, cum o numesc ei. Vedeți că jumătate din alegerile care vor avea loc pe 9 iunie, și anume cele europarlamentare, sunt aproape total ignorate. Nu vedem dezbateri pe temele de interes european. Suntem singurii care, cu ajutorul celor care ne vor reprezenta în Parlamentul European și care sunt pe lista Alianței pentru Unirea Românilor, Alianței AUR, venim în comunități și le prezentăm și viziunea noastră asupra viitorului Europei, aproape la fel, dacă nu chiar mai mult, mai importantă, mă iertați, decât dezbaterile de pe temele locale. Și aici, după cum vedeți, colegii mei, Adrian și Ilie, găsesc temele care sunt de interes pentru cetățeni și încercăm să găsim cea mai bună rezolvare pentru dumneavoastră. Suntem, până la urmă, singura alternativă la Partidul Comasat Român și la cealaltă alianță făcută aproape împotriva naturii, unde se regăsesc mai multe spectre politice la un loc. Vreau să aveți încredere, vreau să veniți, să discutați cu noi, să ne criticați, să ne spuneți cu ce probleme vă confruntați, să vedem cum împreună putem să găsim cele mai bune soluții. Noi credem că aproape 35 de ani de sărăcire și dezastru trebuie să încheie. Și vreau să vă rog să vă uitați puțin în urmă la istoria noastră recentă și să vedeți că situația de astăzi este comparabilă cu situația din anii 2009-2010, unde același partid comasat român, după ce a ajuns la putere, a început să taie din pensii, din salarii, să mărească taxele și impozitele. Ne aflăm în același pericol și acum. După cum vedeți, o altă gafă făcută de guvernul Năstase, prin care am pierdut una dintre cele mai importante rezerve, și anume aceea de petrol și gaze, în aceste zile am revenit cu aceeași problemă în atenția publică. Se pare că guvernul Ciolacu își dorește să vândă Tarom și Portul Constanța, o companie de aviație strategică și, bineînțeles, Portul Constanța de importanță atât strategică pentru noi ca și națiune, dar și pentru spațiul european și chiar pentru spațiul NATO, fiind un mare port la Marea Neagră. Nu știu de ce și nu înțelegem de ce vor să vândă această țară bucată cu bucată și să le risipească speranța unui viitor mai bun copiilor noștri. Eu nu cred că se vor juca cu focul și sper că, într-un final, vor opri această vânzare, fiindcă este, până la urmă, trădare de țară. Chiar dacă folosesc cuvinte dure, eu cred că aceasta este cea mai bună expresie care poate să explice ce înțeleg domniile lor să facă. Acum, dacă vreunul dintre colegii mei mai dorește să adauge ceva, dacă nu, stăm la dispoziție presei pentru întrebări. Da, pentru domnul Peter Costea, i-am amintit de pe site-ul al Alianței pentru Unirea Românilor despre tirania verde, mai ales cum sunteți specializat în diplomație și aici cei mai mici obiective privind cazul Elveției, fiind vinovată pentru măsuri inadecvate pentru prevenirea și ameliorarea efectelor schimbărilor climatice. Se poate întâmpla și în alte țări din Uniunea să se întâmple chestia asta din partea celor. Întrebarea dumneavoastră este relevantă și importantă, interesantă și, a spune, a venit chiar la momentul potrivit, pentru că acum 4-5 zile a avut loc o dezbatere similară în Tribunalul Suprem din Olanda, care implică conglomeratul imens, global, Shell. Deci Shell a fost dată, marea corporație de produse energetice, benzină, așa mai departe, gaze naturale, explorare și așa mai departe, rafinare, a fost dată în instanță de grupuri similare care promovează această ideologie verde la nivel național și la nivel internațional. Și au avut loc audieri, exact în cazul acesta, acum câteva zile în Tribunalul Suprem al Olandei, unde cele două părți s-au poziționat pe această decizie făcută, dată de CEDO, acum o săptămână sau pe 11 aprilie, dacă nu mă înșel, în cazul Elveției. Și în situația respectivă, corporația Shell a afirmat că decizia dată de CEDO ne dovedește faptul că se produce o șubrezire enormă a suveranității naționale, pentru că, așa cum am menționat și eu în articolul pe care l-am publicat pe pagina mea de Facebook, problemele, politicile privind clima trebuie să fie făcute de cetățeni prin reprezentanții lor. Adică noi, cetățenii, decidem la nivel național, exercitându-ne drepturile constituționale și afirmându-ne suveranitatea națională, ce vrem să facem cu resursele noastre naționale și ce vrem să facem în domeniul climei. Pe când activiștii climei, de altă parte, au luat poziția că e important ca tribunalele internaționale să intervină în problemele interne sau afaceri interne ale statelor și dacă politicile pe care statele respective nu le adoptă privind clima, în cazul acesta, nu sunt pe placul activiștilor internaționali privind clima, Tribunalele Supreme trebuie să intervină. Cazul care a fost dat de CEDO, decizia acum o săptămână sau cam așa ceva, este, pentru cei care încă nu știți, în CEDO un grup de femei din Elveția au dat în judecată Elveția pe motiv că politicile până acum adoptate de Elveția privind modificările climatice le cauzează, îmbolnăvire sau le afectează în mod negativ sănătatea. Din nefericire, în opinia mea, femeile acestea au câștigat cazul acesta la CEDO și CEDO a decis că Elveția trebuie să adopte măsuri diferite pentru a combate efectele climei, fie ele aceste efecte reale sau ireale. Din poziția mea ca avocat, și domnul dinaintea mea a menționat că sunt avocat de mulți ani, de 33-34 de ani aproape, în Statele Unite, și mă ocup exact de drepturile omului. Deci cunosc mai mult sau mai puțin modul în care sistemul național și internațional privind jurisprudența funcționează și vreau să vă spun că în acest caz CEDO a făcut o decizie, un pas decisiv într-o direcție greșită, pentru că este foarte clar, afectează suveranitatea națională. Atât AUR cât și eu, prin partidul ARN pe care îl reprezint în această alianță electorală, noi suntem foarte mult în favoarea păstrării suveranității naționale, adică românii trebuie să fie stăpâni în casa lor, românul trebuie să fie stăpân în familia lui și deciziile acestea privind clima sunt decizii politice, decizii de politici naționale, nu au nimic de a face cu drepturile omului. Deci, sper că am răspuns întrebării dumneavoastră, cam pe lung, dar asta este natura lucrurilor care trebuia să o explic. Ce valoarea cumulată la nivelul celor 309 spații cu altă destinață, deținute cam cât ar fi valoarea, și ce venituri se adună în bugetul meu din valorificarea acestor proprietăți? Păi, așa cum am spus, aceste proprietăți nu sunt valorificate, deci mai sub 70% din numărul acestora sunt exploatate în acest sens, au fost dispute mari. Chiar acum, într-un spațiu din Piața Victoriei, a fost scoasă horticultura și a fost dat unei mișcări, unui ONG. Nu se știe dacă aceste ONG-uri plătesc sau nu plătesc chirie pe acest spațiu. Probabil că plătesc, dar situația este că pierderile sunt foarte mari. Dar să vedeți și cum arată. Astăzi o să dăm publicității și imagini cu aceste saturi, pentru că nu doar vorbim vorbe. Noi chiar știm exact despre ceea ce se întâmplă în Primăria Municipiului Timișoara. Deci să facem un calcul, un minimum 15%, da? Cel mai mic spațiu este de 16 metri pătrați. Sunt și mai mici, pentru că foarte multe cioturi, cum le spun eu, din aceste spații nu au fost reglementate sub nicio formă. În special acum, unde este banca de scont din piața Unirii, există ghena de gunoi. Din toată clădirea aceea a rămas ghena de gunoi, proprietatea primăriei. Și primăria, deși are ofertă pentru această ghenă de gunoi, nu vrea să o vândă, nu vrea să o dea. Să o scoată la licitație și să vedem cine se zbate și să cumpere această ghenă de gunoi. Și o să rămâneți surprinși că vor fi oameni interesați ca să ia acea ghenă de gunoi. Dacă îmi dai voie. Pe acest subiect, cred că noi v-am mai relatat. Știți foarte bine situația cu spațiul care trebuia să ne fie atribuit ca și partid parlamentar. Alături de coordonatorul filialei noastre, Mihai Negoescu, cred că am vizitat aproape 100, dacă nu mai bine, din spațiile puse la dispoziție de, cred că erau la Direcția de Patrimoniu atunci. Am primit cele pe care ei le aveau pe o listă și am vizitat, așa cum am zis, aproape 100 dintre ele și le-am văzut. Știm exact că, și vă putem confirma că sunt într-un stadiu de aproape nefolosire, iar și acela care până la urmă l-am găsit, cel de pe Eneas, dacă știm bine, fostul sediu sau unul dintre fostele sedii ale Partidului România Mare, nici acela nu ni l-au atribuit. În ședința de Consiliu au votat împotriva atribuirii acelui spațiu, cu toate că și acolo, la primă vedere, cu firma noastră de construcții, am fi ajuns la o investiție de 20-30.000 de euro ca să poată să fie folosit. Iar celelalte pe care le-am văzut necesitau investiții mult mai mari și, în plus de asta, multe dintre ele aveau o situație juridică incertă. A mai fost un spațiu în Piața Traian care ne-ar fi plăcut și care era într-o stare, să zicem, destul de bună, cel puțin partea exterioară de ferestre și uși, necesita, bineînțeles, investiții mari în interior, dar acolo era o situație juridică incertă și sub nicio formă nu am putut să găsim un spațiu. Dar, cum a zis și colegul nostru, Ilie Sârbu, sunt, cred că, peste 200 care ar putea fi redate folosinței și până la urmă să aducă bani la buget, că asta ne interesează acum, că sub formă de închiriere, că pe unele poate ar trebui să le vindem la licitație, ar aduce bani la bugetul de stat și în plus și aspectul lor, multe din ele fiind în zona centrală, ar aduce o îmbunătățire aspectului general al orașului. Mai sunt întrebări? Nu mai sunt întrebări, vă mulțumim, rămâneți alături de noi, ne vedem în stradă, în Timișoara, în județ, peste tot unde aveți nevoie de noi și ne vedem săptămâna viitoare. Toate cele bune!